eu sunt antrenor și antrenorul poate să fie jurat, acolo antrenorul tot timpul cel care e vinovat. Pentru că el este în fruntea oștii, el o conduce, el își trage pe masele. Vreau să amintesc doar un singur lucru. Se aude tot timpul despre domnul Horova. Eu cunosc de 20 ceva de ani. Performanțele mediașului ca echipă sunt de cele mai notabile de când domnul Horova este președinte. Mediașul nu mai a fost niciodată în cupele europene. Mediașul nu mai a stat niciodată atâția ani în Liga 1. Deci vă rog, cel care strigă din tribună și folosesc foarte multe cuvinte care n-ar trebui spuse la adresa unui om, să se mai gândească puțin și să analizeze performanțele unui om. Nu în momentul în care clubul e într-o situație mai dificilă sau echipa într-o situație mai dificilă, să-l fi decenat.